Bună seara, bună seara, prieteni, am început cu un grătar, acum în forță. L-avem aici pe Nașu Marian, pe Bucătaru, pe Patroana, pe Cutunița, pe Nașa Costina. Bună seara, bună seara. Și pe mine. Și pe manivelă, dar el își face un duș acum. Ce face? Un duș. Nu știu. A, nu și-a făcut un duș. Mi s-a părut că... Spală țapurile. Auzi rubinetul ăla la... Și rubinet. La apă și că zic că-ți faci duș. Eu, tot ce îmi făceam cu... Un foc apăriciu, mă, când am luat aici. Uite, numai două am luat țapuri. Are o jumătate de kil. 400, domnul da. John, ești mulțumit ce ți-a adus Nașu Marian? Și de alea mari, foarte. Am luat vedele o albere, nu. Am sete și șase. Îl faci de bea aici, îmi frână picioarele. Dă-mi și eu un set. Ce-i Ioane? Ioane, prezinte-ne și noi aici. Ce vrei să faci pentru Nașu? Cum nu știi nimic? Tu nu-i faci păi Nașu un grătar aici? Nu știu ce. Uite țapuri, vezi? Asta dă-mi noroc. Așa au zis eu, țapuri. Țapuri? Da. Credeam că halbă de bere, nu țap. Nu, țap. Zice ce țap? Mic. Așa zice el, nu știu, așa e. Într-adevăr, așa îi ziceau și el. Aia mare, zis alea de albele de ții cu două mâini. Trebuia să iau și una de aia de mare. Am băgat, le-am strâns toate. Avem mari. Noi de aia mare, mare. Da, avem. Serios? Ce ai luat atunci când ți-a dat berea aia mare și halba. Știi? Lua să știu la o promoție de aia. Știi ce ai luat aici odată? O doză de bere foarte mare. Da. 10 lei o să filmăm numai aici. De 2 litri. A văzut și a zis leu. Ce s-a dus patrona să ne filmează prin liceu? Duceți-o după ea, duceți-o înapoi acasă, zice, ca să-mi faci un vlog. Nu prea să uite oamenii și în altă parte. Nașul Leo, doamna Cutunița. Noi frumos ca să-i facem și noi un vlog. Eu vorbesc aici, ăla mă aude tot. Că te aude, Leo, nu vorbi de nașul nostru ceva, că te aude. Ai pierdem ciurea lui de pe acolo. Ai ce mi-a mai cutuna. Nu știi că nu mai mă aude nimeni, că nu știi că dăm ceva. Da, da. Patroana, da, vrea să facă o surpriză cu noi. Pentru cine? Pentru noi. Aranjează... Vrea să ne ajută cu ceva, patroana, dar să n-audă Nașul Leo. Cu ce? Poate nu urmărește vlogul tău. Ei, nu știu ce vrea patroana. Da, te ajut cu o combinație. Ce combinație? Dau un gaz mare, că tu faci grătarele. Și așa? Vezi că e izatoare la mine? Să zici, mamă, hai, face, mamă, lasă să fac eu grătarul. Că merită, aduce Marian haine, ne dă Cotălin bere. Că nu-i rușine de oamenii ăștia. Păi, și eu am dat... Și noi măcar să muncim. Și eu am dat cash ca să se iau bere. Unde-i dat cash? Eu. A dat cash, a dat omul, a dat... Unde-s banii de... Unde-i pus? Treaba mea, nu-i... Titulați. Sub saltea. Are banii sub saltea la... Acolo. Incompatibil. Incompatibil. Prieteni, vă rog foarte, foarte mult să vă abonați la Marian de la Severin, la Nașul Marian, acolo pe canalul lui de YouTube. O să vedeți acum cum lucrează el la stupii ăla pe pereți. Cum face stupii? Stupii pe pereți. Naș, le spune și nouă, ce prezinți mă ta pe canalul? Păi prezint, uite ce lucrează. De în domeniul construcțiilor, apartamente, căși, interioare, exterioare. Stupii de alea, cum le zice maică mea. Mamă, le pune să ridică lemnele. Deocamdată n-am ajuns la faza cu stucul. Avem la apartamentul ăsta care l-am început acum. Și ăla nebun acum. Dar când suntem aproape de finalizare, atunci o să facem, că nu trebuie să fie praf, nu trebuie să fie nimic. Deci Marian de la Severin îl găsiți acolo. Da. Să dați o abonare cu clopoțel. Domnul Marian. Dar trebuie să fac la fiecare post care postez, dezactivează mesajul, dar nu știu. Dar așa nici nu. Așa e acum la... Și nu, ieri a fost dezactivat la Cutunița. Am văzut.
Și la mine, nu știu ce cauza. Așa, YouTube-ul, nu știu. Eu nu știu. Nu știu, frate, eu sunt televiziunea română. În redacție, nu știu. La protovizie. Ia uitați, prieteni, mititei e aici. Mititei sau măricei, cum? Uite, eu e prea strâmtă, tot zic. Cărnăciori. Ioane, trebuie să-i pui așa după gât, cărnăciori. Așa pune bucătarul de sărbători. În apropiere de sărbători, când face. Coastă de porc. Nu mai avea nici pe verde acolo. Focul se prezintă aici. Power. Uite mâța. Uite acolo sus. Nu, încearcă să mănâncă puiul de la găină. Du-l, Ioane, acolo. Pisica. Ia-o, Ryder. Patron, ce era rău, nu că ți-a dat patron. Ți-a fost sete bucătare, ia uite. Care gripă am avut eu? Marina, am avut gripă de câte ori a zis la noi. Ai mâncat antibiotic. Mă, patron, am mâncat antibiotic. A patron, am mâncat antibiotic. Lasă-mă, bă. Da, am luat de la aia că tușeam, da, într-adevăr. Am mâncat ciorbă de multă, mi-e rău, îmi vine usturoi pe bă. A, patron, vezi cu restaurantul tău, că îmi pun mai mâncarea noastră. Îmi vine usturoi pe gât. Ai zis că restaurantul, că ți-a dus o mâncare bună. Aș bea după aia, dar merge că am beu un pastile. Ai mâncat antibiotic, azi dimineața ai luat? Îl luat, cum să? Știi că ce e mai bună, pentru arsuri. Păi dai, bea tu. Da. Lișinata unde ai furat că și-ai beut. Care am furat unul? Băi, alu. Nu povestești cu tine sau de prietenii. Ce să mai povestesc? Prietenii au avut o sticlă de vișinată de la Marian, adusă de la sorul ăsta, de la sârbi. Și cu tunița pitulată înăuntru. Și a căutat-o în haine unde a găsit-o Ion și a beut-o jumătate. Haine, mă, eu caut în haine omul. Și a beut jumătate din ea. Cine mai bea de acolo? Prieteni, vă rog, dacă tu ai beut din ea... Această doamnă... Ai pus sticla la gură, Ioane? Nu e corespondentă de a depune un discernământ personal. Ce a zis că am găsit în haine, dar eu nu caut în haine oameni. Ai găsit în geamantan. În valiză. Bă, e gura aia, uită-te unde ce dorme, gura? Unde-i casa lui, arată casa lui. Lasă-mă că plec cu casa aia și gata. Vezi, din gura ta că nu știi să vorbești frumos, uite casa ta unde dorme. Din cauza ta. Păi da. Din cauza ta. Din ce din cauza mea? Stăteai la ea în casa mare. Din ce? Păi stăteai la mine, făceai baie, cum par la cutunița. Erai domn. Și te mănâncă mâncătoarea. Asta te mâncătoarea. Uite, sunt că nu știi să vorbești. Sunt atât de oameni, mă ajută. A, te nu te ține zicești o săptămână dacă îți mai ține. Să dea Dumnezeu 9 zile să mă ține și plec. Ce, n-am să mă duc. Te am mănâncă mâncătoarea. Nimeni. Stai liniștit, Ioane, noi te ținem. Așa glumește patroana. Eu am zis să vin Alin să-l ia, să spală cu el pe cap, Alin. Îl dai lui Mihaela. Mihaela se spală cu el pe cap. De parcă e săpun. Oprește patroane. Așa îi înseamnă o patroană, ia-l spală tu pilul pe cap. Ce părere ai, Ioane? Vede ele, când o sta fără lemne lângă sobă. Vede? Ia uitați, prieteni. Grătărelul în forță. Doamne, mi-e supără, Ion. Se ceartă cu Madame George. Madame Măuri. Lasă-mă la pe mămăriga, că nu mai fac. Nu poate mașma, te lua frica. Frica de la mămăriga. Altă dată. Altă dată, când o fi mai liniște, da, uite-mi să... Da, că știm. Ne ducem acolo la Nearadu și învățăm. Madame George. Ce-ți vă la Nearadu? Stați o săptămână, vreau din suflet. Și într-o săptămână de zile, zbor Germania. Germania? Bor într-o săptămână, nu mă mai vedeți în cuțea voastră. Du-te cu mangea.
Tu dacă uite, nu m-a lăsat că nu. Aha, ia și pe Ion. Da, dar fără băuturi acolo. Să-i trimiți bani la patroana. Munca ta se duce la patroana. Eu impresia că suntem pe explorator. Ești copilul meu, Ioane, ți-am crescut. Da, da, dă-mi seama, doamna mea, Ioane, da. I-am crescut. Dă-mi seama, da. Tu nu dai bani, Ioane. Ai crescut și mi-ai dat casa. Aia mi-ai făcut mie. Hai, dă-i la mangea. Deci, Ioane, trimiți banii la... Da, mă. Ioane, dacă tu crezi, îl ieși și pe bucătarul în două zile după tine. Și pe nașul Marian. Nu, las. Să vin lasă? După tine acolo, Ioane, nu te las. Eu mă duc la Timiș, frate. Bă, cel mai bine ar să vin după Dodo. Să muncești la bandă. Bă, da. Auzi, tu rămâi 1700. 1700. Vezi că sună telefonul. 2500, auzi. Caelu. Sună. Sună telefonul în bucătărie. Sau e în dubă? Cine e? Răspunde. Cine e? Dă să văd eu. Nu zici numărul. Ai data, Ioane, data. Dacă sună, cum vine? E data, cum? Uite, telefon. N-a cu ce să ia de partea aia. De aici nu am foc. Uite, mă, că de televizion. Păstrează-ți telefonul acolo, nu mă descurc. Gata. 7, 8, 8. Și pus patronul, pleci chiar acum. Da. Lasă, nu mai dormi acum. A zis că e căldură să dormi și acum după masă. Lasă că sună el iar. Nu m-am vrut bine, le matale să te liniște. Eu cred că vine Manuela. Dau banchetele jos și vedem ca să putem pune. Unde? Dar vine că rup mașina pe drumul ăla. Care? Dacă pun greutate, știi? Îi pierd catalizatorul pe acolo. Da, și ți le-ai Ion în urmă. Flambare. A, gata. Flambare, da. Ce? Ce să aibă? Așa, ce să aibă, inginerul? Ce să aibă? Ah, și mâine e la lucru, Ion. În partea asta am făcut. Flambare. Vine aici, în partea asta. La inginer. Uite, s-a rumerit, gata, a luat-o. Înseamnă că s-a dus puțin pe la bar. Nu l-a. A explodat cârnăciorul ăsta. Ia, stai. Uite. A, ăsta nu e nimic. Așa face Leo, nu știu, să bagă cu bară. Da, da, pe geatea, tu mai era. Avem un grătar aici foarte puternic dezvoltat. De ce să-mi furi vlou? Păi e fain grătarul. Cum filmează lumea un grătar mare cu carne și când filmăm și noi la noi, zice mănâncă toată ziua bucătarul. Da, da, și ei mănâncă mai mult de, mai de 20 de ori mai mult. A venit gata, prieteni, acum o să servim masa. Ho! Păi dacă ești incompetentă și nu vezi că colțul de la cealaltă coastă e sub coasta elantă.
Vezi ce făceai? Ce făceam? Vedeam cu costițele jos. Dădeai cu coasta jos. A, ce-am uitat, muștar, dar mai avem o din ăla. Stai, stai, Leuțu, nu le luam, anu. Să fie mai prăjite. Cum ești cuțit aici? Făcut de mine, uite. Nu mai l-ar da, Ioane, pe filmare. Acum știi ce-mi zis? Uite ce-mi zis? Mamă, eu nu ți-am zis. Zice pe oficial. Dă-ți jos, patroană, ursucul de pe mata. Unde pleci? La munte? De te-ai îmbrăcat așa? Aș bea și eu, dar... Ar bea și ea ceva, dar nu Ioane. Că am mâncat antibiotic. Ai mâncat antibiotic. Trebuie să-i sticlă. Doar am gustat asta și m-am gustat niște vină acolo. Ce bine arată friptura. Doamne. Ia, bă, fă-mi un TikTok-ulea, bă, să vă... Imediat, patroan, stai să-mi termin și eu vlogul. Tu nu știi nici TikTok ce faci. TikTok, nu știu, eu fac direct prin televiziune, nu, eu nu fac... YouTuberea lui Ion. TikTok-uri eu fac prin televiziune, nu. Prin televiziune? Ai da un... Din Pro TV face el. Din Pro FM. Eu stau o țiră să nu se ardă ăștia mititei, să le iau și după. Prieteni, vă mulțumim că ați vizionat acest vlog, că ați dat un like, că v-ați abonat la canal, că ați apăsat pe clopoțel, să distribuiți mai departe. Vă mulțumim că ne urmăriți în fiecare zi, prieteni, și ne susțineți cu mesajele frumoase. La revedere, vă pupăm dulce!